Sinaksar. Astăzi, 7 februarie, biserica noastră drept măritoare face pomnirea preacuviosului părintelui nostru Partenie, episcopul Lampsacului. Acest preacuvios a trăit pe vremea împărăției Marelui Constantin și era fiul lui Hristofor, diaconul bisericii din Melitopole. Cu toate că nu știa la început carte, totuși se nevoia îndeletnicindu-se cu orice lucrare de fapte bune. Astfel, ocupându-se uneori cu pescuitul, împărțea pește în dar celor ce cereau de la el, și atât de mare era evlavia și virtutea lui ascunsă, încât și dar de la Dumnezeu primise de a alunga demonii și a tămăduit tot felul de boli. Punând apoi stăruință la învățătura de carte, a fost hirotonit preot de Filip, episcopul Melitopolei, iar după aceea episcop al Lampsacului, de Ahile, mitropolitul Cizicului. A săvârșit multe minuni și a prorocit cele viitoare și așa viețuind s-a mutat către Domnul. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Luca, cel din Elada. Părinții cuviosului acestuia erau din insula Eginei, dar neputând să mai îndure năvălirile agarenilor, s-au sculat de acolo și au mers în Elada, unde s-a născut fericitul Luca. Acesta, de mic copil, s-a înfrânat nu numai de la carne, ci și de la ouă și de la brânză, și era mâncarea și băutura lui pâine de orz, legume și apă. Astfel, supunându-și trupul la tot felul de suferințe și înfrânându-și-l, socotea o deosebită desfătare să hrănească pe cei flămânzi și să dăruiască haine celor goi. Pentru aceea, de multe ori, dându-și chiar haina proprie, se întorcea acasă gol. Când se ruga lui Dumnezeu, picioarele lui se ridicau de la pământ, încât se părea că plutește în aer. După ce a îmbrățișat viața călugărească, nici nu se poate spune câtă răbdare și câte chinuri a îndurat. Umbla prin toate locașurile cele de pe lângă mare și devenise din pricina minunilor pe care le săvârșea pricină de mântuire pentru mulți. Mai târziu, încetând de a mai merge din loc în loc, a venit la muntele ce se numește Stir și, petrecând acolo 7 ani, a înștiințat pe toți despre moartea lui și așa s-a săvârșit din viață. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților 1003 slujitori, mucenici și a celor 4 demnitari care au suferit mucenicia în Nicomidia. Acești mucenici erau slujitori ai celor 4 demnitari care au prins din poruncă împărătească pe preasfințitul Petru, episcopul Alexandriei, și i-au tăiat capul. Dar după săvârșirea acestuia din viață, acești demnitari, crezând cu toată casa lor în Hristos, au pătimit mucenicia, iar slujitorii lor, înflăcărați de credința în Hristos, s-au dus de bunăvoie la împăratul Dioclețian în Nicomidia, împreună cu femeile, cu copiii și cu pruncii lor, și mărturisind că sunt creștini și nelăsându-se înduplecați să se lepede de Hristos, au fost tăiați cu sabia de ostași. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților 6 mucenici din Frigia care de foc s-au săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Aiprion, episcopul Ciprului. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Petru, care s-a nevoit în Monovata. Tot într-o această zi, și pomenirea sfântului Teopempt și a celor împreună cu el. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.